în aplauzele noastre. A publicului, dar noi publicul numai publicul la fața televizorului. Da. Mă dau eu mai încoace să-l lăsăm da. Acolo după pe Ovidiu aici. Ovidiu, tu vin aici lângă noi. Ce bine aici cu voi. Ovidiu vine lângă noi. Da. Și Radu. Da. Radu. Ovidiu și Radu. Da, Ovidiu și Radu sunt frații care astăzi sunt alături de noi și pe care salutăm. Bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Ovidiu, ne spui tu în primul rând despre ce e vorba, o să-i dăm cuvântul și lui Radu, dar el să cu mai mult de acțiune am văzut. Da, pentru început aș putea să încep cu următorul aspect. Răducu este cel care e piesa de rezistență, să zic așa, pe partea asta de cocktail bar. Noi ne ocupăm în mare parte cu cocktail bar la evenimente, servicii de bar mobil la evenimente private. Deci cineva are, uite, dăm și niște poze în timp ce tu vorbești. Da, de exemplu, știu eu, la diferite petreceri, majorate, nunți, botezuri. Care nu au bar, adică nu există neapărat o locație, voi veniți cu totul. Exact, noi oferim, prin serviciul complet de bar, putem înțelege că noi oferim bar, gheață, pahare. Ia uite ce face, ia uite la asta, te rog frumos. Diferite, da. Aici poți să pui în trei pahare diferite, trei culori diferite. Da. Adică trei boturi diferite. Evident. Avem aici Radu care face, uite, aici o nuntă chiar. Da, și noi mergem în diferite locații unde se solicitați. De către miri, de către invitați, de către părinții majoratului, de către diverse. Vă asigurați tot, de la show la băutură sau invers, de la băutură de la, la show. De la băutură la show, da, să zic așa. Da, foarte până, important, până la dispoziție, aici, până la dispoziție toate serviciile. Foarte important, Ovidiu, trebuie spus că indiferent cine, ce fel de petrecere are, poate să apeleze la voi pentru că nu trebuie să... Domnule, aveți acolo, deci voi veniți cu tot, de la A la Z, adică da, sunteți da. Echipați păi, după cu tot. Cum puteți vedea și aici, avem și aici o scurtă, o mică mostră, să zic așa. Da, te rog, câțiva să dăm cu camera, da, ce avem pe masă? Avem câțiva șeri de bar, un organizer pregătit, câteva tinuri, da. Câteva... No, bine, astea sunt așa pentru show-ul de televiziune aici, rapid. Exact, exact. Dar normal... Avem... De toate, pot să zic așa. Da. Bun. Tot ce ține de cocktail bar. De obicei, pachetele pe care le oferiți sunt pachete per băuturile consumate sau sunt pachete standard și omul cât poate să bea la voi la... Păi, în general, sunt că, pe cum zice, mai zis o a doua variantă, cam cât poate să bea. Adică noi mergem, ne înțelegem, tarife, da? Da, ne înțelegem la un număr de persoane, după care noi asigurăm necesarul de materiale, să zic așa, băuturi, pahare, câte avem, deci să noi asigurăm și paharele din deci partea noastră. Da, da, da. Da, uite, așa arată un... Da, așa este o stație complet stație echipată complete. La un eveniment. Da. În care, vedeți, în dreapta avem, acolo în dreapta sunt paharele de shoturi, în stânga sunt cele Collinsurile și Roxurile. În speeder sunt puse toate băuturile și începând cu... Ovidiu, spune-ne pe scurt de unde a pornit toată chestia asta, cum... Aici, cred că mai multe pot să vă spun Răducu. Răducu, te rog. De la el a venit inițiativa. Da. Da. Bun. Totul a început acum vreo 5 ani, să zic așa. Am văzut un show televizat despre flair bartending. Așa. Și atunci m-a inspirat, să zic așa, să încerc și eu. N-aveam nicio legătură. Eram la liceu. Am înțeles. Și pot să zic, și o zic de cu orice ocazie, am aruncat sticla înainte să torc. Deci, efectiv, am vrut și eu să încerc, să văd în ce constă chestia asta cu flair bartending-ul. Și prima oară am aruncat, apoi am turnat. Dar așa rapid ai prins, dintr-o dată ți-ai prins? Bineînțeles că nu am prins dintr-o dată. La început erau mișcări. Și la început ai făcut sticle pline sau goale? Goale, evident. Goale, dar sticle de sticlă. Ulterior am aflat că există și sticle de plastic pentru antrenament. N-aveam eu la îndemână în momentul ăla. La ce nivel se ajunge cu așa ceva? Pentru că sunt sigur că ai aprofundat și ai văzut că există concursuri internaționale. Exact, și... exact. Deci flair bartending-ul este declarat sport. Pentru că implică competiție, antrenament, interacțiune cu oamenii, socializare, toate categoriile care îl fac să fie sport. Am înțeles. El nu poate fi considerat sport olimpic, să zic așa, cu toate că efortul e pe măsură, pentru că implică consum de alcool. Ce înseamnă ca și antrenament pentru tine? Cât ți-ar lua? Sau... Bine, deja ai îndemânarea, dar tot îți trebuie antrenament. Evident. Mă antrenez zilnic. În fiecare zi? În fiecare zi mi-am făcut o sală de antrenament dedicată pentru așa ceva, echipată corespunzător, cu un bar ca de competiție, unde eu îmi pregătesc rutinele pentru competiții. Doar imaginația este limita, să spunem așa. Se poate face. Da, doar orice. Imaginația e limita. Poți să, de exemplu, la petreceri poți să introduci și
nu știu, participanți de acolo, să chem un, ca și magicienii, să chem un voluntar sau... Bine, e destul de greu să faci un astfel de show interactiv cu publicul. Nu să prea vreo asistentă, poți. Vreo tante din asta care arată bine. Asistentă, da, merge în momentul în care să zic că mergi cu o tavă cu șaturi. Exact, exact. Printre invitați, să bea câte un șat, dar iară nu se prea recomandă, deoarece ei dansând, fiind prinși bine, acolo... știi cum cu asistenta. Aduce public, ca să spunem așa. Da, asta da, da. Și da. Vinde bine. Da. Asta da, consilier de imagine, să zicem așa. Ca... Exact, bine. Ce ne pregătești pentru astăzi? Pentru astăzi am pregătit un cocktail non-alcoolic. Da. Să zic așa, o rețetă proprie. Am creat-o, fiind nevoit să o creez. Deci este rețeta ta asta. Exact. Impropriu spus. I-ai dat un nume? Nu i-am dat încă un nume. Hai să vă zic care e chestia. Până le prepar, o să vă și povestesc care e chestia cu rețetele. Am primit deseori întrebarea, bine bă, Răducu, dar câte cocktailuri știi să faci? În lume, să zic așa, există 1000 de rețete, puțin spus, 1 milion poate. Am înțeles. De rețete. Și atunci... E greu să zici că știi multe rețete. La un moment dat, când ajungi să cunoști un pic bazele mixologiei, înțelegi că nu mai contează exact ce scrie în rețetar. Tu trebuie să creezi o băutură echilibrată din punct de vedere al gustului. E ca și la bucătărie, la mari bucătari care o fac din șofran și nu știu ce, așa îți dai tu seama că dacă mai pui o tentă de ceva, se schimbă gustul? Exact, ceva de genul. Orice băutură trebuie să fie echilibrată. Și când zic echilibrată din punct de vedere al gustului, mă refer la cele 5 gusturi de bază. Dulce, sărat, acru, amar și umami. Toate combinate într-un fel, nu așa... Nu neapărat toate combinate, dar în principal da. Ca să respecte combinația dintre cele 5 gusturi. Da. Trebuie să fie balansată și echilibrată. Așa. Am să zic așa, oarecum un nume pentru cocktailul ăsta, nu știu dacă e cel mai reprezentativ, l-am numit Perfect Sour. Este un cocktail fresh... Sour e acrișor. În germană, acrișor. Sour. Exact. Și în engleză, tot așa e. Nu știam cum în engleză. E foarte important la un cocktail pentru a păstra constanța gustului și calitatea acestuia să lucrezi corect. Asta ce înseamnă? Să folosești măsură, să folosești gheața adecvată. Contează foarte mult și gheața. Deci și gheața trebuie evident. Să fie denumită. Da. Evident. Da, păi întotdeauna calitatea își spune... Mai așa, mai pe scurt, să-și păsteze rețeta. Rețeta pe care o impui. Deci sau o impui la început rețeta. Exact. Și după aceea trebuie să o menții. Dacă nu o menții și începi și faci. Ovidiu, care este rolul tău în toată această acțiune? Rolul meu este, să zic așa, eu mă ocup cu toată activitatea din spatele barului. Deci tot ce în spate... Da. Managementul barului. Da, managementul barului, să zic așa. Da, tot ce ține de... Într-un cuvânt, Ovidiu face ca rotițele să se învârtă. Corect. Da. E nevoie. În orice activitate de genul acesta, cineva trebuie să fie rotițele și cineva trebuie să ne pună în mișcare. E normal. Exact. E foarte greu să te gândești și cum faci un show și cum îl prezinti și Ovidiu, cum îl arăți. Ați ajuns la... adică de faceți asta pentru existența voastră, nu? Sau aveți fiecare... Momentan este ca un hobby. Doar de hobby. Doar de hobby. Dar se poate ajunge și acolo. Dar se poate, da. Cu mari eforturi, greu, ce-i drept, greu. Dar se poate. Greu de ce? Pentru că zona în care... trăim cu toții, nu e de așa natură. Nu neapărat în care trăim cu toții. Zona asta, ca județul Hunedoara, nu are cultura necesară încă pentru cocktail bar. Nu prea înțelege creștere, exact... Dar este încet. În ușoară creștere. Nu înțelege exact ceea ce înseamnă, ceea ce poate să facă un cocktail bar la un eveniment. Vezi, de asta v-am și chemat și e foarte important că ați venit aici, că multă lume zice, hai domnule, ce, lasă-mă cu asta. Dar când o să vezi așa ceva... Și când o să vezi că dai banii pe tot felul de prostii la nuntă, care nu știu cu cât te ajută sau cu cât îți crește valoarea a ceea ce se întâmplă acolo, până la urmă o să, eu zic că o să... Dar în orașele mari? Da, sunt și care trăiesc strict din această activitate, dar sunt și care tot așa, care, nu, de exemplu, fratele meu, el participă și la competiții, el pentru asta merge mai mult. Merge și pe competiții foarte mult. Merge și pe chestia cu evenimentele. Nu am tins să meargă doar într-un singur club sau doar într-o anumită locație foarte unde bine. Să practice meseria asta. De aia și venit ideea să ne face business-ul propriu, să zic așa. Iar la un eveniment, pe lângă faptul că îți oferă diversitate asupra băuturilor pe care le poți avea, adică putem să spunem și cu alcool, și fără, și câteva șaturi,
Vine, nu, vin câțiva, bea un shot, merg înapoi la masă. Pe lângă asta avem un barman bun, își poate oferi și control asupra invitațiilor și asupra să destine atmosfera. Exact, să nu dea, să dea toate băuturile, să le dea, cum să zic, cât de cât cântărite, văzut exact, ca să fie o petrecere reușită. Și cum am spus, astea face mai mult din pasiune, să zic așa, și fiecare, amândoi avem joburi, iar în timpul liber da, e preparăm cocktailuri. Ovidiu, întotdeauna se spune că în viață, în momentul în care reușești ca hobby-ul să devină meseria de bază, ești un om fericit. Da. Voi sunteți pe drumul acela. Și împlinit. Pe drumul fericirii. Da. Voi sunteți pe drumul acela, din câte văd eu, doar că nu se poate așa dintr-o dată, dar calea pe care ați luat-o e una bună și sper că bine să și vede pasiune la Radu. La evenimente când mergeți, întrebați prealabil pe clienți cam ce băuturi ar dori? Da, da. Cei avem. Care organizează evenimentul. În principiu, când vorbim despre un eveniment cu wedding plannerul sau cu Miri, chiar cu Miri, sau cu, știu eu, părinții botezatului, botezatei sau cu cine, depinde cu cine luăm legătura, îi întrebăm la început dacă au anumită preferință pe băutură, dacă vor ceva anume. Și nu, ne mai spun ei câteva shot-uri, ne mai spun câteva cocktailuri. Să iei un cocktail sour, cum am zis că îi zice? Perfect sour. Perfect sour. Așa, bun, foarte bun. Ne spui și rețeta? Bă, să știi că mi-ar place și să știu și rețeta. Mamă, ce bun e. Bun. Are ceva sirop, nu? Are ceva, că e prea, a plecat așa dintr-o dată, m-a luat cu... I-am pus în și acum sirop unul de cu alcool să vină. Extraordinar. Deci e foarte refreshing, așa. Bun. Ai pus un pic Sirop de lavandă. Nu știu cât de des. Nu știu ce ai pus, dar să-mi zici unde ești la vară, că nu mai duc la terasă, pe bune, adică... Păi nu peste tot să te caut în fiecare zi, să spui unde stai, să nu mă tot plimb după tine. Dar vreau să zic că dacă... Deci, ca și refreshing, îmi și închipui vara în căldură mare, te duci și nu știi ce să-ți cumperi, să... Mai nou mă duc și-mi iau, domne, socată sau ceva stors. Care este cea mai mare de cantitate de cocktailuri care le-ai făcut la un eveniment, aproximativ? De regulă... Mai țineți minte? Noi făcând și show-ul la bar, lumea vine la shot-uri. Consumă multe shot-uri. Mie îmi place foarte mult să le dau shot-uri mixate, să-i îndrept spre direcția aia, nu spre shot-uri de tequila sau Jägermeister deja cunoscute, pentru că shot-urile mixate le permite oamenilor să bea mai mult, fiind mai slab alcoolizate. Și îmi dau seama de cantitatea de shot-uri care le-am făcut, numărul de shot-uri, când mă ia cârcelul la cod. Deja știi de la cod. Da. Atunci îmi dau seama, atunci am zis, am lucrat în seara asta. Trecem de sute, nu? Da. De shot-uri cel puțin trecem de sute. Ajungem spre 1000 și poate și mai bine. Deci la un eveniment. Ovidiu, aveți și pagina de Facebook? Da, avem o pagină de Facebook. Te-l coleg să tastezi. Să le prezentăm și pagina de Facebook. Pagina noastră de Facebook este Vânduți Radu Bartender. Chiar așa a și început. Strict ca numele cu V. Lui Radu, cu V. Cu V. Radu Bartender. Da, Radu Bartender. Da, hai să încercăm să vedem. Uite la acolo primul. Primul? Nu este. Nu. Am dat eu. Omul și eu, lasă-mă că... Dacă ești cu mouse-ul, te rog să te... Da, nu, era bine. Ovidiu, caută tu. Da? Stai că era bine doar că am dat. Dar tu caută până când eu mă duc la bar să vedem ce mai avem aici. Da, tastează-o tu, te rog. Și gheața în ce mașină o faceți de arată în felul ăsta? Hai să vezi că este aici cu gheața. Fiată de aici. Asta, nu? Da, Radu Vânduți Bartender. Asta e cea mai bună gheață, să zic, care se găsește. În fotografia de copertă putem observa, este o... E o gheață foarte uscată, să zic așa. Chiar după un show. E gheață carbonică? Nu. Nu e carbonică. Nu. Deci carbonică, hai să vă arătăm, uitați aici. Ăsta este, ca să știți cum găsiți, deci pagina de... Deci așa apare pe copertă. Vândut Radu Bartender și pagina de copertă este aceasta. Da. Eu zic să luăm o pauză scurtă. Foarte, foarte scurtă, da. Ai și aici ai găsit și aici aveți și contact și tot ce... Cine dă cu tacul acolo? Eu. Și ce... Dă poza asta un pic, să ne și explice. Aici avem niște shot-uri care se numesc submarine. Așa e rețeta, standard. Așa? Și
folosesc chestia asta la show-uri cu tacu, e de efect, e ca un domino, să zic așa. Nu e neapărat să lovești cu tacu, dar dă foarte bine la public, să zic așa. De regulă mai las și mirii și nașii, dacă e cazul, la majorate. Am înțeles. Îți par sticlele ăștia când dau cu tacu. Nu. Da. Bun. Luăm o scurtă pauză mică de tot și ne întoarcem cu un show deosebit alături de Radu Vândut. Cu focul de alea. Focul.